câte femei am avut eu în viața mea. Și am spus, când vei ajunge pe patul morții, câte dintre ele vor fi lângă tine? Vei muri ca un câine! Viața asta o vrei tu? Cu lucrurile astea vrei să te lauzi tu? Cu lucrurile astea care n-au nicio valoare? Vino la Cel care poate să-ți dea valoare. Vino la Cel care cu adevărat te iubește. Vino la Cel care are pregătit pentru tine un viitor. Vino la El în seara aceasta. Nu-L mai respinge. Nu-L mai întoarce spatele. Dumnezeu te iubește. Slăvit să fie Dumnezeu. Vino și spune, da, Doamne. De azi încolo, dacă am stat doar pe o bancă și m-am gândit că pocăința, așa, m-am jucat cu pocăința, cu un fic, o păție, hai la adunare, nu, da, n-ar fi bine, dar nu chiar, nu așa, nu pocăiți de formă, nu pocăiți doar așa de silă, nu pocăiți așa că zice ăla, nu pocăiți, nu, pocăiți cu toată inima, slujim pe Domnului cu toată inima, copiii lui Dumnezeu, spunea Domnul Iisus, eu am venit ca oile mele să aibă viață, să o ai din belșug, să-L simți pe Tatăl Ceresc, când îți spui genunchii jos și îl chem Tată, El să zică, iată-mă, slăviți să fie numele lui Dumnezeu. El face lucrul acesta. El a făcut lucrul acesta. El va face lucrul acesta pentru toți cei care se cred în El. Aș vrea ca tinerii din biserica asta, mi-a plăcut, a lăudat frumos pe Domnul, să mai laude pe Domnul cu o cântare care Domnul le pune pe inimă. Și dacă există cineva aici, poate chiar dintre tine, poate chiar dintre cei care laudă pe Domnul, știți că Samuel, un om al lui Dumnezeu, ale cărui cuvinte, zice Biblia, niciun cuvânt care l-a rostit nu a căzut la pământ. De ce? Pentru că Dumnezeu vorbea prin gura lui. Dar spune Biblia că Samuel era un copil adus la templu și închinat Domnului. Și mai menționează ceva. Chiar dacă el slujea la templu, așa cum voi cântați, lăudați pe Domnul, nu cunoștea pe Domnul. Slujea. Și nu cunoștea pe Domnul. Era un lucru rău că slujea? Nu. Era foarte rău. Era în templu. Și într-o noapte, ca și noaptea aceasta, Dumnezeu l-a chemat pe lume. L-a chemat la o slujbă. Într-o noapte, l-a cunoscut pe Dumnezeu de care auzise vorbindu-se. Dar nu-L cunoștea. Și din următoarea zi, arată Biblia, tot Israelul a știut că Dumnezeu îl pusese pe Samuel ca proroc. Lăudat să fie numele lui Dumnezeu. Dumnezeu are pentru tine un destin, are o slujbă. Spune o cântare, destinul tău e să învingi când ești căzut, să te ridici. Destinul tău l-a scris cândva Iisus. N-ai vrea seara aceasta să fie seara când îi spui Domnului, Doamne, te iubesc. Aleluia. Așa de mult îi place Domnului. Să-i mărturisești, Doamne, te iubesc din inimă, spunea omul lui Dumnezeu. Doamne, tăria mea. Te iubesc. Te iubesc pentru că Tu m-ai iubit întâi. Te iubesc pentru că n-am nicio valoare, dar Tu îmi dai valoare. Te iubesc pentru că privesc pe mine. Te iubesc. Te iubesc. Mai vrea să îi spui Domnului că Îl iubești. Sau dacă nu poți să-i spui, spune-i, Doamne, îți mulțumesc că mă iubești. Și eu aș vrea să te iubesc. Doamne, descoperi. Doamne, deschide mintea, deschide inima. Fă să te simt, fă să am și eu experiențe cu Tine. Fă să te cunosc, Doamne! Doamne! Doamne, te vreau! Doamne, te doresc! Și Dumnezeu se va lăsa găsit. Mă veți căuta și mă veți găsi. Dacă mă veți căuta cu toată inima. Haideți să lăudați pe Domnul și în timpul acestei cântări nu v-ați rușinat când ați făcut un păcat, mă gândesc. Poate unele le-ați făcut în ascuns. Altele le-ați făcut în public. De ce v-ați rușinat să ieșiți aici în față și să spuneți, să mărturisiți înaintea Domnului, da, de azi înainte, Doamne Iisuse, te primesc în inima mea ca Domn și Mântuitor. De ce v-ați rușinat să ieșiți în față și să spuneți, de azi înainte, Doamne, eu care m-am întors la Tine sau care am spus că Te slujesc, Doamne, și nu Te-am slujit, cu adevărat vreau să Te slujesc. Cu adevărat vreau să mă pun în mâna Ta. Cu adevărat vreau să fiu folosit de Tine, Doamne. Și știi ceva? Am trecut de atâtea ori, cum spuneau tinereștea, pe lângă oamenii ăștia neînsemnați ai străzii, pe lângă aurulaci, pe lângă boschetari, pe lângă beții, pe lângă toți, așa cum îi numește lumea. Și am trecut așa,
Și m-am uitat mai așa, și poate a fost așa, Doamne, dacă Tu atâta valoare pui în ei, că iată văd cum e ridicat și cum îi mântuiești, eu să pun mai puțină valoare, eu să fiu indiferent, ajută-mă, Doamne, să iubesc cu iubirea Ta. Amin. Să simt ceea ce Tu simți. Și să dau la o parte orice barieră care ar putea fi pentru dragostea Ta. Amin? Haideți, veni și lăudați pe Domnul. Și dacă este cineva, să vină la față. Thank you.
Slavă Domnului meu! Slavă Domnului meu! Așa cum stăm pe picioare, să ne rugăm Domnului și Dumnezeu să binecuvinteze toți prietenii și toate inimile și numele Lui să fie peste noi toți. Așa cum stăm pe picioare. Doamne Dumnezeu!